Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vorbim despre Anul Nou la Daci, Sfântul Andrei, creștinătorul dacilor, după un material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Noul An Dacic. Noul An era unul dintre cele mai importante evenimente cosmice pentru daci. Ei serbau 3 zile și 3 nopți această transformare calendaristică. De-a lungul timpului, dacii au celebrat intrarea noul an în 2 date diferite, în funcție de epocă. Astfel, vechii daci celebrau anul vechi care moare și anul nou care renaște. Prima dată folosită de strămoșii noștri a fost cea din 1 martie, iar a doua cădea noaptea de 29 spre 30 noiembrie, amândouă reprezentând trecerea dintre ani. Sfântul Andrei, creștinătorul dacilor. Chiar dacă Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit în ziua de 30 noiembrie, nu are nicio legătură cu Anul Nou Dacic, ci acesta era sărbătorit odată cu Sfânt Andrei, care era o mare divinitate getodacă, peste care creștinii l-au suprapus pe 30 noiembrie, ziua morții, pe Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, ocrotitorul României. La popoarele tracice, noaptea de 30 noiembrie și ciclul de înnoire al timpului, coincid cu perioada calendaristică a sărbătorilor dionisiace ale câmpiilor, dar și a fermentării vinului în butoaie. Există credința la daci că în această noapte de Sfânt Andrei se deschid cerurile și că toate animalele vorbesc, dar cel care le aude nu trebuie să povestească nimănui nimic, pentru că va rămâne pentru tot restul vieții mut. Părinții bisericii creștine, dorind să înlăture din conștiința credincioșilor vechile tradiții păgâne, au suprapus ziua de praznic a Sfântului Andrei peste o sărbătoare mult mai veche, getodacă, legată de cultul lupului. Populația a asimilat sărbătoarea Sfântului Creștin, propovăduitorul creștinismului în ținuturile de la Dunărea de Jos, dar i-au pus în spate și unele din atribuțiile fostei zeității dacice. Cunoscut sub mai multe nume, precum Sfântul Andrei, Sfânt Andrei, Moș Andrei, Andreiul de Iarnă, el era patronul lupilor, un zeu moș care moare și renaște în perioada de celebrare a Anului Nou Dacic. Ziua Sfântului Andrei se mai cheamă și Ziua Lupului sau Gădinețul Șchiop, serbându-se pretutindeni cu nelucru, ca să nu strice lupii vitele și mai ales oile și caprele. Primejdia este însă nu numai pentru vite, ci și pentru oamenii care ar îndrăzni a pleca la drumuri în această zi, când pornește lupăria, spune Tudor Panfile, etnolog. Obiceiuri dacice ancestrale. Conform etnologilor, un obicei care atestă suprapunerea sărbătorii creștine a Apostolului Andrei peste Anul Nou Dacic este bocetul Andreiului, moment când fetele confecționau păpuși din cârpe numite Andreiu, le așezau pe laviță sau pe pat și le jeleau ca pe un mort în noaptea de 29 spre 30 noiembrie. A doua zi le luau în brațe și se veseleau. Anul vechi murise, trăiască anul nou născut. O altă practică de rit funerar efectuat în noaptea de Sfânt Andrei, numită bisericește și ovidenie, consta în privegherea de către femeile dace a unei lumânări lungi, făcută colac, precum măsura sau statul mortului, aprinsă astăzi la înmormântarea oamenilor din mai multe zone etnografice rurale. Anul lupului. Perioada Anului Nou Dacic coincidea cu ceremoniile religioase romane, care îl celebrau pe Saturn, stăpânul timpului, deoarece Sfântul Andrei a predicat în spațiul Danubiano-Pontic, asocierea cu imaginea lupului și conexiunea cu zeul timpului Saturn s-a produs firesc și a rămas în mentalul colectiv. Credințele populare numesc noaptea de 29 spre 30 noiembrie Andrea, Indrea sau Andreiul de Iarnă. Andreiul marchează trecerea de la vară la iarnă, de la lumină la întuneric, iar ritualurile prezente încă de la civilizația getodacă indică posibilitatea că această noapte chiar a reprezentat celebrarea Anului Nou getodacic, corespunzător cu dionisiacele câmpenești, dar și cu fermentarea vinului la daci, echivalentă sărbătorii romane Brumalia. Sărbătorile dedicate animalului sacru al dacilor, lupul, au fost asimilate și de tradiția creștină. Astfel, sărbătorile paleocreștine pe teritoriul României de astăzi începeau cu Ziua Lupului, 13 noiembrie. Gadineții, 12-16 noiembrie, continuau cu Filipul cel Șchiop sau Ovidenia, 21 noiembrie, și se încheiau cu Ziua Sfântului Andrei, 30 noiembrie.
și în sfârșit cu ziua Sfântului Nicolae, 6 decembrie. Gadinet era numele divinității iernii, lupul, iar Pilipii sunt personificări divine ale acestuia. În tradiția populară dacică se credea că în această perioadă lupoaicele călcau hotarele satelor și veneau pe lângă case, răscoleau prin gunoaie pentru a găsi tăciuni aprinși, pe care dacă îi mâncau deveneau mai fertile. Datorită faptului că lupii vedeau bine noaptea, tradiția îi transforma într-un simbol pozitiv al luminii, lupul îndeplinind rolul de călăuză pentru călătorii nocturni, dar și pentru cei rătăciți. Se spunea că pe măsură ce ziua scade și noaptea crește, încep să capete putere duhurile rele. Pentru apărarea de aceste duhuri rele, dacii și apoi românii foloseau magia populară și mai ales noaptea specială a Sfântului Andrei. Lupul în tradiția dacică. Dacii aveau ca totem lupul, cel mai feroce animal din această zonă, singurul care nu poate fi îmblânzit sau dresat. Războinici neînfricați, dacii se identificau cu aceștia numindu-se ei însuși lupi. Despre steagul dacilor, corpul de balaur cu cap de lup, Nicolae Iorga spunea că acesta este esența religiei strămoșești. Apariția lui semăna groază printre dușmani. Luptătorii daci purtau pe față măști de lup sau de urs, înspăimântându-i pe dușmani cu sunete și urlete îngrozitoare. Se spune că soarele, Apollo, în fiecare toamnă se retrăgea în misterioasa țară a hiperboreenilor pentru a petrece iarna. El era conducătorul acestora, denumit și Licantropul, lupul alb, divinitate respectată cu sfințenie de către strămoșii daci. Ovidenia sau Ziua Luminii, Filipul cel Șchiop. Astăzi, în ziua de 21 noiembrie, se sărbătorește intrarea în Biserica Fecioarei Maria, numită și Maica Luminii. Femeile sunt îndemnate cu această ocazie să apere și să iubească virtuțile creștine, să fie smerite, blânde și bune. Dar această sărbătoare creștină corespunde în calendarul popular cu celebrarea dacică a lupului, a zeului lup, Filipul cel Șchiop sau Filipul cel Mare, care ar fi fost pedepsit de zei, mai târziu de Dumnezeu, pentru că s-a abătut de la dreapta credință. Se spune că în această zi magică, cei cu sufletul curat pot înțelege graiul animalelor și pot fi martorii unor miracole. În dimineața de ovidenie, conform legendei, înflorește miraculoasa iarbă a fiarelor, care poate înmuia fierul și deschide orice lacăt. De ce a devenit Sfântul Andrei ocrotitorul României? Sfântul Andrei, părintele spiritual al românilor, a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, apoi l-a urmat pe Iisus, devenind cel dintâi chemat. El a predicat în ținutul Sciția Minor, Dobrogea de azi, trăind pe teritoriul județului Constanța de azi. A fost martirizat la 30 noiembrie anul 60, în timpul domniei împăratului Nero, fiind răstignit cu capul în jos pe o cruce în formă de X, care de atunci este numită și Crucea Sfântului Andrei. Sfântul Andrei este cel care a dus creștinismul pe meleagurile noastre, fiind considerat patronul spiritual al românilor și deci ocrotitorul României. Printre multele legende vechi este și aceea care amintește de ultimul mare preot dac, închinător al lui Zamolxis. Se spune că acesta l-ar fi întâlnit și cunoscut pe Iisus Hristos, făcând pentru puțin timp din alaiul de oameni ce-l urmărea pe Iisus din Galileea până la intrarea triumfală din Ierusalim. Apoi l-a cunoscut și pe Sfântul Apostol Andrei și l-a însoțit pe acesta în călătoria misionară a acestuia în Dobrogea. De fapt, legenda vorbește de taina trecerii dacilor de la zamolxism la creștinism și a fost păstrată și transmisă oral de sihaștrii din Munții Carpați. Este de fapt exemplificarea corectă a continuității de credință pe aceste meleaguri românești. Tradiții ancestrale din noaptea anului nou dacic sunt Andrei. Se spune că în noaptea Sfântului Andrei, care este și prima noapte a anului nou dacic, se deschid cerurile pentru că acum se întâlnesc cele văzute cu cele nevăzute, lumina cu bezna. Se noiește timpul, moare haosul și se naște armonia dintre om și univers. Așa cum am mai spus, este noaptea în care puterea lupului este cea mai mare. De asemenea, în această noapte apar duhurile malefice, numite în tradiția populară strigoi, moroi sau pricolici, și care au o putere mai mare decât în restul anului și atunci vin printre oameni ca să le facă rău.
De aceea trebuie să se ia măsuri de prevenire a acestor forțe rele. Și pentru asta se coc plăcinte cu dovleac și turte de mălai. Se ung ușile și ferestrele cu usturoi. Dar trebuie să se ascundă coasele, furcile, topoarele și alte unelte tăioase. În această noapte, oamenii trebuie să rămână închiși în case, să nu se plimbe pe ulițe și străzi, ei fiind protejați doar în case de către funiile de usturoi de la intrări, dar și de lumina unei candele aprinse. Băieții și fetele se organizează în cete, organizează și o petrecere între ziduri, dar în acest timp vor trebui să-și păzească usturoiul protector. Se mai spune că noaptea de Sfântul Andrei, datorită dispariției cranițelor dintre lumi, se pot dezlega secrete, se pot descoperi autorii unor crime sau ale unor furturi. Se pot face previziuni pentru anul următor. Dacă în această noapte este senin și cald, va fi o iarnă blândă, iar dacă este ger, va fi o iarnă grea. Anul nou de 1 martie. Începând cu anul 200 înaintea erei noastre, o mare parte dintre getodaci au început să sărbătorească anul nou de 1 martie, dată care corespundea și cu anul nou la romani, care începea odată cu idele lui Martie. De atunci datează și vechea tradiție a mărțișorului, care se dăruia înainte de răsăritul soarelui, copiilor și tinerilor, fete și băieți deopotrivă. Inițial, mărțișorul era o floare legată cu fire de iarbă. Mai târziu, jnurul de mărțișor era alcătuit din două fire de lână răsucite și colorate în alb și negru, sau în alb și roșu, reprezentând unitatea contrariilor, vară-iarnă, căldură-frig, fertilitate-sterilitate, lumină-întuneric. Șnurul era fie legat la mână, fie purtat la piept. El se purta de la 1 martie, până când se arătau semnele de biruință ale primăverii, adică se auzea cucul cântând, înfloreau cireșii, veneau berzele sau rândunelele. Atunci mărțișorul fie se lega de un trandafir sau de un pom înflorit ca să aducă noroc, fie era aruncat în direcția de unde veneau păsările călătoare, rostindu-se „Ia-mi negretele și dă-mi albetele”. O legendă venită din vechime spune că odată cu anul nou, dacii adunau mărțișoarele, acestea fiind toarse și împrăștiate peste tot de către Baba Dochia. Cu timpul, dacii au adăugat la șnur o monedă de argint. Moneda era asociată soarelui și luminii. Tot la daci, mărțișorul era și un simbol al focului și al luminii. De ce sărbătoreau dacii anul nou de 1 martie? Simplu. Ei asociau venirea noului an cu renașterea naturii, ce începea cumva în jurul primei zile a lunii martie. Tradiții dacice de anul nou, preluate și de români. Folclorul românesc are printre cele mai bogate tradiții care se respectă an de an cu ocazia sărbătorilor importante. Mare parte a tradițiilor populare de anul nou vin din vremuri de demult, de la strămoșii daci, dar avem și unele preluate de la romani. Astfel, exact ca străbunii daci, în preajma anului nou, urările și obiceiurile binecunoscute sunt făcute cu scopul de a alunga spiritele rele din anul ce tocmai se apropie de sfârșit și de a aduce un an mai bogat și mai fertil. Mersul la colindat este unul dintre cele mai întâlnite obiceiuri și începe încă dinaintea Crăciunului și continuă până în primele zile ale noului an. Astfel, în fiecare zonă a țării se strâng cete de colindători formate din băieți și fete care merg din casă în casă pentru a le ura oamenilor un an mai fertil și mai bun decât cel anterior. De exemplu, cunoscutul Plugușor era colindat de daci, dar românii au preluat și elemente romane, exemplu fiind invocarea împăratului roman, adică bătia Traian. Mersul cu plugușorul este legat de dorința celor care munceau pământul ca anul viitor să fie mai bogată recolta. Alte două obiceiuri venite în timp de la daci sunt cele cunoscute sub numele de mersul cu capra și jocul urșilor. Capra simboliza personificarea prolificității zoologice și a fertilității telurice, potrivit etnologului Mihai Pop. Dansul ursului este un obicei moștenit de la getodaci și care se păstrează și astăzi în multe dintre zonele țării. Colindătorii se costumează în urși, ei iau fie o blană de oaie, fie un cojoc lung și întors pe dos și îl pun pe ei, după care se împodobesc cu ciucuri roșii sau alte decorațiuni.
se strâng grupuri mari de colindători, cel puțin 10 persoane, care joacă la comandă și dau ritmul cu ajutorul unor tobe. Alt obicei dacic este calendarul de ceapă, obicei care își are originile din zona Orăștiei, unde sunt cetățile dacice, și care anticipează cum va fi vremea în fiecare lună anului care tocmai începe. În noaptea de anul nou se desfac 12 foi dintr-o ceapă și se pun în ordine pentru lunile anului. În fiecare foaie de ceapă se pune o jumătate de linguriță de sare, iar foile se lasă pe o masă până a doua zi dimineață. Dacă sarea s-a topit toată în anumite luni, înseamnă că se anunță luni ploioase, iar dacă nu, înseamnă că urmează luni secetoase. Tot la daci, însă în legătură cu anul nou ținut la 1 martie, vine și obiceiul tot de la daci, însă în legătură cu anul nou ținut la 1 martie, vine și obiceiul numit îngropatul anului. Este un obicei care se practică și astăzi în anumite zone ale țării și care constă în înnoirea simbolică a timpului, ceremonie care are loc în noaptea dintre ani. Se spune că timpul se naște anual, întinerește, se maturizează, după care îmbătrânește și moare, pentru a lăsa loc altor 365 de zile să reînvie prin tradiții noi, spune Mihai Pop. În ajun de anul nou, fetele nemăritate pun într-un vas cu apă un fir de busuioc, o ramură de măr și un ban, iar peste noapte se spune că ele ar trebui să-și viseze ursitul. La miezul nopții, tradiția spune că este bine să deschizi ușa pentru ca anul vechi să iasă și să-i lași loc celui nou să intre. Una dintre tradițiile cunoscute de anul nou, dar care vine de la romani, este sărutul sub vâsc pentru a fi însoțiți de dragoste tot anul care vine. Și, în fine, noaptea de anul nou este bine să îți pui o dorință și să întâmpini anul care vine cu speranțe mari. Din bătrâni se știe că la trecerea dintre ani este bine ca fiecare persoană să poarte o haină nouă, dar și ceva roșu, ori o altă culoare veselă, deoarece atrage energiile pozitive. Iar conform tradiției, noaptea de anul nou, dar și pe 1 ianuarie, nu se plânge, fiindcă persoanele care plâng în prima zi a anului vor avea un an nou plin cu evenimente triste. Dragi prieteni, atât despre anul nou la daci. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, vă așteptăm cu drag și data viitoare, pe curând!